Bună, dragilor, și bine ați venit pe canalele noastre de YouTube. Sunt Adriana Olghean și Alexandra Câmpan. Astăzi a ajuns ziua cea mare, ziua în care scoatem camioanele de la Scania. Bineînțeles, o să vedeți ce camioane frumoase am comandat. El este Victor, el ne-a făcut camioanele, tot ce ține de toolbar, o să-l vedeți imediat, nu dau mai multe detalii, de curent, de chestii din astea. Avem și noi mare emoție, abia așteptăm să le vedeți. Iar în stânga mea îl avem pe Miguel, comerciantul care ne-a oferit camioanele și care ne-a ajutat în cumpărarea lor. Și sunteți pregătiți să vedeți cum arată noile camioane? Dacă da, atunci... Să numărăm 3, 2, 1. Pa! Aici avem camioanele. Deci sunt superbe. Vreau să vă zic că chiar sunt superbe. Păi acum încercăm să deschidem șampanie. Da. Dacă stai bine cu parolă. Hai. 3, 2, 1. Nu pot. No, Víctor, salud. ¿Qué dices, Víctor? Pues nada, aquí estamos, que hemos conseguido un reto de Almería Norte. Y enhorabuena, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Salud. Salud. Salud y muchos kilómetros. Ojalá. Muchas gracias. Sunt superbe camioanele, chiar suntem foarte fericite, ne plac mult de tot. Echipa de la Scania, cei mai tari de aici, cei mai tari. Almeria, cei mai tari. Gracias. A vosotras. Vale, y ahora esto es para que la autorización de imagen, ¿vale? Perfecto. Vreau să vă arăt mai în detaliat cum arată camionul. Aici deja avem cheile cu V8-ul. Acesta e brelogul ce l-am primit cadou. Vreau să vă explic puțin de ce am optat pentru colantarea camionului cu roșu. După cum știți, mai am un Scania, un S500 de culoare roșie și am zis că neapărat trebuie să mă duc pe culoarea asta. Hai să vă arăt ce modificări am făcut. Interiorul deja l-ați văzut în vlogul anterior. I-am pus proiectoare și bineînțeles nu putea să lipsească acest minunat bulbar. Deci de mult mi-am dorit să am un camion să aibă bulbar, să aibă proiectoare. Nu știu, mă uitam așa după toate camioanele pe stradă care sunt tunate, să zic așa. Aici are o matriculă, matricula din fabrică, iar noi am cumpărat această placă să punem o matriculă, bineînțeles, în caz că pentru radar, poliție și toate astea trebuie să fie, să se vadă. I-am pus aceste embleme cu V8 luminoase. Bine, o să-l mai vedeți și în alte vloguri de noapte, ca să zic așa. Acest cartel cu scrisul Scania luminat, l-am schimbat și ăsta. Aici mai avem o emblemă. Tot luminată? Tot luminată cu V8. Proiectoarele de sus și, bineînțeles, reclama cu jale. În spaniolă e hotale. Proiectoarele și vară ajunge până... vară, porta proiectoare ajunge până în spate. E din ala lungă. Și vine cu luminițe și aceea. Sus are 4 trompete. Da, nu cred că se vede, stai să încerc să ridic un pic mai mult telefonul. Da, nu știu cât se prea vede. 4 coarnele de 1 metru.
Si toate ele merge, nu că numai de fițe. Merge. Și merge. I-am pus aceste luminițe la oglinzi. În română nu știu cum se spune, dar în spaniol e piruleta. Da. Așa arată colantatul. Aici vine scris Jale Transportes, adică Hotale Transportes. Lateralele arată cam așa. Cu scrisul 660, es? Da, pentru că e... Ce cabina e? 660. Emblema de la V8 Tour. Așa. Reservoarele cum nu cu alarmă? Bineînțeles, am zis că punem alarmă pe ele pentru că nu se știe niciodată în viața asta. Aici e și Adriana, e parcată. Și Adriana e parcată lângă noi. Aceste fundițele, am uitat de fundițele, l-am făcut-o noi din mâna noastră? Nu e făcut din mâna noastră, sunt cumpărate. Așa arată și laterala din partea stângă. Ce frumos e. L-ador, îl iubesc, n-ai cum. Mi l-am dorit mult. Bineînțeles, acestea nu sunt toate, nu e terminat, adică urmează să-i mai facem modificări. După cum bine știți, am mai vorbit despre asta. O să îl duc în Olanda să îi modific interiorul, pentru că o să vreau să particip la TTA, la Alba Iulia, la show-ul, vestitul show. O să particip cu camionul, bineînțeles, și vreau să arate simplă. Pregătită? Să vedem cum merg noile camioane? Da, abia aștept. Hai să mergem. Hai să le dăm rachetă! Hai. Wow! Hai să văd, mă mai știu urca. Mama, aceste scaune, abia aștept să le iau folia jos. Și să pot să stau confortabil, să merg cu el la drum, la cursă lungă. Fetele, cochetele, cu camionul! We'll be right back.
Deci vreau să vă zic că merge super, super lean, adică merge super bine, super frumos. Aici sunt eu, băieții sunt în față cu mașina mică, Adriana e în spatele meu. Deci camionul e, nu știu, n-am cuvinte. La dor, efectiv, merge super bine. Nu vreau să zic când accelerez, când pornesc de pe loc. Deci e rachetă. Și am parcat camioanele. Am venit, am bine că am găsit un loc unde scampa un loc din ăsta. Așa mergem să mâncăm. Mergem să mâncăm și pe urmă acasă cu ele ne pregătim că trebuie să plecăm și în cursă seara asta. Da, trebuie să ne pregătim hainuțele, trebuie să ne pregătim prilenjerii, lenjerii. Haide, capitan. Am ieșit de la mâncare și acum ne îndreptăm spre casă. Sunt eu doar sunt doar eu în camion. Mergem acasă să ne pregătim hainele de plecat în cursă, pentru că deja e puțin târziu și ca de fiecare dată suntem în întârziere. Mergem prin centrul localității, să zic așa. Așa arată la noi în Huerca Lovera. Mergem pentru că nu, aici a fost restaurantul unde am mâncat și nu. Acum mergem acasă. Îmi place tare mult cum se conduce acest camion, acest V8. Hai, fetele, cuchetele. Au venit fetele cuchetele cu camioane? Da, trebuie să parcheze acum. Frumos. Stai să treacă mașină. Când are un pic de stare. Ce le queda? No, no, che entra bene, credo che. Guarda, ho parcato. Pleacă fetele în cursă, noi rămânem acasă, nu cum n-a tu? Noi acasă. Iar se plece, noi rămânem acasă. Da, asta se se vada frumos. Avem și luminițe aia roșii în spate, sus la goarnă, la nu la goarnă, la portafaro. Ce fain se vede. Ce ne pare? Lux. Lux.
Ei, mă, că deja pleacă. Avem și luminițe pe aici. Aha. Dar ai prins toate luminile sau încă nu? Așa cred, da. Sunt astea două butoane. Da, și la picioarele avem luminile roșii. Am pus covorașele. Și aici în spate mai avem luminile. Însertarele? Încă nu ne-am aranjat prin ele. Nu, că tot e pe aici. Trebuie să ne aranjăm, acum plecăm la Madrid, pentru că o să începem de acolo un tur împreună cu Adriana și ei. Deci mergem toți patru la Madrid. Facem o pauzică, mergem împreună pe drum. Ce-mi plac cursele astea așa. Și ne oprim, că deja au condus destul. Uite, cum se vede când dau faza lungă. Ei, mama. Lumină. Da, ne oprim să ne schimbăm și să luăm ceva de mâncare, că nu am luat nimic, am fugit de acasă. Am fugit de acasă și n-avem nimic. Băi, dar asta e închis, nu e 24. Of. No. Of. Păi să vedem, să mă parchez lângă ei să văd ce zic. Nu cred că e 24. Ce faceți? Bine, voi? Bine. De ce mă filmezi? Nu e 24. De ce mă filmezi? Păi de ce mai filmezi tu pe mine? Ce faci? Mai mergem? Mergem la următorul. Hai, bine. Hai. Hai, pornește luminele alea de jos. Stai, stai, că până știu care e. Nu, de pe partea aia, alaltă, care arată cu unul. Stai, stai, acum să vinezi aici. Facem o românească. Stai să văd. Cum se vede așa pe drum? Așa. Ia, cum se vede în fața aici de la oglinda, e un pic... Cum l-am spalat, a rămas așa picatur. Trebuie să-l mai spalam o dată. Wow. E fric? Nu, dar cum îl accelerez, nu am auzit cum o sună. Da, da, da. Ui, deși bagă în scaune. Merge super. Merge. Oprește lumina aia de sub să nu prindem vreo... Să nu prindem vreo vendă. Da. Iar ieșim, dar pe asta cred că deja e deschis, nu are cum. Așa ar trebui, normal. Așa ar fi normal. Da, da. Cum ești? Cum te simți? Mă simt super. Stai să-ți opresc căldura, că eu mi-am pus căldura în scaun. No, bine. Scaun. Stai să-ți opresc și eu clima, că am pus eu clima pe scaun. Vai, oprește-o, că te și mănânc. Acum ai și tu. Da, da, da. Acum ai și tu. Acum amândouă scaunele au. Vai, ce bine. E și poliția acolo în pego? Nu, no, așa, pe ce treabă avem noi. În carturile mergem să luăm ceva să mâncăm. Da. Și la drum cu noi. Da. Se rupte în spălătorie. Oprește-te lungă. Nu, în spate, mă bag în spate. Da? Poate să treacă, da. Da, da, da. Și așa. Uite aici. Ei, mama, tu stai seama ce tare sufla vânt atunci, că uite. Da, o făcut. Tot derumat pe acolo. Ei, mama. Nu s-o obișnuită cu frâna asta de mână electrică. Nici eu. Băi, atâta căutam alea, cum se numește... Frâna de mână, manetă. Aia, da. Cum ești? Super. Super bine? Da. Am ajuns și noi în Madrid și acum mergem să ne parcăm. Hai să vedem unde găsim și ce găsim. Ne parcăm într-un Peco pentru că trebuie să facem pauză de 24. Într-un Peco, nu știu dacă ne oprim,
În Peco sau nu prima, acolo pe stradă, se vede în ce situație. Da, oricum, e aproape, da. Dar cred că încercam să ne parcăm în Peco, că am văzut că sunt multe locuri libere. Aici, la intrare. Lasă parcase, ei primi. Mamă, ce mișto se văd luminile. Luminile. Ce mișto se vede. Și am ajuns la Madrid. O să facem o pauză aici de 24 de ore. E frig, e frig. Bifrig. După care o să începem turul, de aici din Madrid, timp de o săptămână, după cum știți, că așa sunt tururile de Amazon. Abia așteptăm să vedem, să începem lucrul odată cu noile camioane, să vedem ce curse facem. Exact. Da, voi așteptați să vedeți reacție lumea. Și reacția oamenilor când ajungem cu camioanele la Amazon, chiar sunt curioasă. Și vrem să ne scrieți în comentarii dacă vă plac sau nu camioanele și dacă sunt pe măsura așteptărilor, pentru că am așteptat ceva până să fie gata și acum că au apărut, boom! Și să ne spuneți dacă colantatul camioanelor vi se pare că ni se potrivește la fiecare, adică mie roșul și mie e mov! Mulțumim din suflet că ne-ați urmărit până aici. Vă pupăm și nu uitați să lăsați... Iubim. Vă iubim, vă pupăm, nu uitați să lăsați un subscribe, un like și un comentariu și tot ce doriți voi. Mulțumim!